Ce împreună cu niște oameni destoinici, unii dintre ei cu foarte multă experiență, cu care am câștigat multe bătălii, că discutăm de domnul Storojan, că discutăm de domnul Flutur, de Mircea Hava, de Florea și de alții, și de alții sunt de domnul Cezar Preda, prezent aici, de Marijan Marinescu, dar și de oameni foarte tineri. Că discutăm de cele trei fete prezente aici, doamna Turcan, doamna Sevean și doamna Andreea Paul, dar și de Rareș Niculescu, europarlamentar, dar și de Traian Ungureanu și de alții, dar și de președintele Consiliului Județean Dumitrel, am decis să depunem acest proiect politic, care de fapt este o triplu angajament al nostru. Deci încerc să fiu și eu cât mai scurt, dar totul să le explic, față de dumneavoastră, față de membri și militanți, față de partenerii noștri europeni și, desigur, față de români. Față de dumneavoastră, membri și militanți, în primul rând, un partid democrat, liberal, unit.